Bună ziua, bine v-am găsit! Mai e un pic până la sfârșitul lunii septembrie. E o zi frumoasă, poate să mai încălzește vremea. Mulțumesc tuturor care ați comentat. Normal că sunt și comentarii mai acide, dar să vedem cum reușim să ducem la capăt până la urmă aceste colonii după o super infestare cu varoa. Deci o super, super infestare cu varoa. Și treaba bună e că mai dăm sirop. Bine, acum, ținând cont de treaba asta cu siropul, trebuie să înțelegeți că nu este un sirop pe bază de zahăr. E un sirop pe bază de miere și este mai mult... Să zic așa, e mai multă apă decât miere. M-a interesat să acumuleze, să zic așa, să acumuleze cel ceai de pelin și uleiurile esențiale. Iar vitamina C ajută la intoxicație, adică acest tratament care îl dăm neomologat, că na, e neomologat, asta este... În ăsta am încredere, eu ăsta l-am mai folosit și știu că ăsta omoară varoa, de aceea îl folosesc, altfel nu îl foloseam. Bun, aici l-am strâns eu data trecută pe 5 rame, să fac un pic de loc, să luăm o dată. Luăm o dată și să vedem în ce situație este, că unele colonii, după ce au fost strânse cu două săptămâni în urmă, s-au mai depopulat. Dar nu e cazul și acestei colonii, văd că arată frumos. Oh, bun. Bun. E foarte fain ăsta. Deci a fost strâns pe 5 rame, pe 5 rame va și rămâne. Singurul lucru care trebuie făcut, în mod normal, este adăugarea acestui tratament. Să adăugăm un tratament pe bază de amitraz. Bun, foarte fain. Foarte fain, mai îmi trebuie un băț. Fac rost de un băț cu care să împing tratamentul. Aveam pe aici. L-am găsit și o să băgăm acum acest tratament pe bază de amitraz. Hai că ăsta e frumos. E frumușel. Ăsta trece de iarnă, știi că să nu dăm sirop. Am spus, nu că nu dau sirop, îl dau atâta timp cât îl ia, o să primească siropul. Acum să le dăm tratamentul. Așa. Perfect. Folia asta a plouat aici, a plouat zilele trecute și mai intră un pic de apă. Dacă stă folia ridicată în sus, atunci hai puturoaselor, mișcați-vă. Nu există albină puturoasă, le zic eu așa. Bun, să-i aduc o folie nouă. Hai, că sunt amorțite, a fost cam frig azi noapte. Aici, în centrul țării, e un pic mai răcoare ca în alte zone. Vine răcoarea mai repede.
punem o folie nou-nouță. O folie nou-nouță punem la albinuță. Așa. Super. Vezi că arată binișor. Punem înălțătorul și dăm siropul. Acum, ca să înțelegeți, sunt colonii care nu le mai dau sirop. Mai am 4 colonii la care o să le dau. Și vom vedea diferența dacă e bine sau nu. Dacă îl ia sau nu, că eu cred că încet încet nu-l mai ia. Poți să-i dai tu după aia ce vrei, că nu-l mai ia. Aici mai este puiet larvar. Știu sigur acest lucru, chiar dacă nu m-am uitat la el, nu mă uit la el. Dacă văd că arată bine stupul, nu mă mai uit la el. Dar unde trebuie strâns acolo, o să-l verific. Și aici o să-i pun un borcan cu sirop. Dacă se vede ce am făcut eu acolo. Așa, acum se vede, am pus două bețe, am tăiat. Punem și un borcan cu sirop. Bine, pun o jumătate, nu pun un borcan. Un borcan voi pune la primăvară, acum, doar așa, de gustare, da? Și acoperim la loc, punem niște păturele, să le fie acolo de cald, cel puțin așa cred, acum nu știu. Nu e cazul să te gândești la albine de căldură. Strânge-l bine acolo pe ramele care îl ocupă ele și ele au grijă și de căldură și de umiditate și de mâncare dacă au. Da. Bun, așa. Asta este activitatea mea de acum. O să urmeze o altă activitate în luna octombrie, în funcție de puietul care îl are, dar mai am de făcut niște tratamente și nu pot spune că închei sezonul, mai este încă de lucru. Mai este un pic de lucru. Bun, deci aici am păturele pe care le voi folosi. Un pic de siropel. Și trecem la următoare. Acolo sunt doi. O să punem acum, să vedem cum arată ăștia la alți doi. Bun. Din ce văzu eu așa pe YouTube, din cam am spus, mă uit și eu la alții, cum să nu mă uit. Unele colonii pe care le-am văzut, zici că au fost invadate de varoa ca la mine, stupinele. Oare au fost invadate de varoa? Oare? De aia coloniile alea sunt tot așa slabe ca și la mine? Or fi invadate, dar cine zice că dar... Cum am spus, nu zice lumea, să nu credeți acum că dacă nu vedeți, nu vedeți anumite lucruri sau nu vi se prezintă anumite lucruri, chiar așa și este. Bun, aici avem două colonii. Ăsta a fost strâns.
văd că arată bine, îl curăț un pic de ceară ca să pot da și lui un borcan de miere, de miere. Da, e de miere, miere este, nu este altceva. Nu dau zahăr sau alte minunății. O să-i iau un pic de aici din ceară. Aici este o ramă defectă, o să-i o scot în momentul în care îl pun la iernat. Această ramă. Acum mă interesează doar să îi dau un pic de siropel. Aici, iată, s-a dus albina jos. Ea s-a dus de bună voie. A văzut că o zgândire aici un pic eu. Gata, a fugit. Bun, folia asta e în regulă. Aici tai un borcanul. Dar nu i-am pus tratament pe ea să-i pun. Ea să-i punem tratamentul cu amitraz. Și în caz că vreau, eventual vreau, da, și nu acoperă măcar 3 rame de albină la iernat, adică nu va fi capabilă, atunci îl putem desfința. Dar nu înainte să fie tratați. Să fie tratați bine, bine de varroa. Acum îmi adusese aminte un comentariu, ci că nu din cauza varroa s-au depopulat stupii, adică nu, e ceva nou acest lucru. Dacă nu varroa își depopulează stupii, atunci cine? Dacă e frumos, arată bine, a fost strâns bine, doar punem tratament. Punem tratamente și totul o să fie bine. Eu cred că cred că am intervenit la timp. Cred că am intervenit la timp, am fost precaut, adică am simțit eu că ceva nu e în regulă și a fost bine această intervenție. Albinuțelor, vai, 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 ce facem cu păduchii ăștia? Eu știu că de pe timpuri mai vechi, cu zeci de ani în urmă, tot varroa era problema. Eu consider că am primit niște imagini, bine, în privat, unde să știți că apicultori mari care pun filme pe YouTube au sute de varroa. Au sute de varroa, așa că nu mai credeți chiar tot ce vedeți acolo, că mare apicultor, vai, nu știu ce, și el n-are varroa. Vezi de treabă, e plin, da? Pun în privat între ei acolo boșii, adică să nu vedeți voi, știi? Adică, na, ei zice că ești fraier, că ai varroa, noi suntem șmecherii că n-avem varroa, am știu ce să facem, suntem boieri, noi știm ce să facem albinei, tu nu știi, ești bou. Mă, nu mai fiți naiv, mă. Nu mai fiți naiv și când vedeți o astfel de situație că vi se arată, să știți că e bine să băgați la cap acolo, mă, oare chiar așa e sau nu e chiar așa, da?
Da, să punem un borcan. Punem un borcan cu sirop. Așa, e un borcan, nu punem un borcan. Perfect. Albina s-a mai liniștit, s-a cam terminat cu acel instinct de furtișag, am văzut că s-au mai domolit. Și albina o să consume apă. Chiar eu dacă nu dau siropul ăsta, da? Puneți apă, adăpătoare cu apă și vedeți dacă albina bea apă, merge la adăpătoare sau nu merge. Vedeți acest lucru, dacă albinele bea apă de la adăpătoare. Eu pe asta mă bazez, atâta timp cât albina bea apă, nu-i mai dau afară apa. Eu bag în stuc, dar îi bag un pic de miere. Deci ea consumă acest sirop ce-i dau eu. Eu îi zic sirop, dar e mai mult apă cu miere, așa, un pic îndulcită. Atâta că am reușit să-i mai bag uleiuri esențiale, să-i mai bag una alta, da? Un ceai de pelin. Dacă am reușit să profit de această situație, da? Atunci băgăm un pic de sirop în locul la apă. Acum n-am posibilitatea să dau la toți. Că le dădeam la toți. Bun. Perfect. Perfect, perfect. Aici mai am eu niște pături. Ca să vedem cum le împachetăm. Punem aici pe mijloc. Așa, că sunt doi. La primăvară o să venim. Punem păturele. Acum știți ce mi-e frică mie? Că aceste înălțătoare de polistiren să nu mi le roadă șoareci. Mi-e o frică, hai. Vai, vai. De-aia mi-e frică mie acum. Asta e singura mea grijă, nu cumva să vină deșteptul de șoarece, dar cât îi iese roada acest polistiren, îl mâncă în două secunde, a trecut prin el. Și aia mi-e frică mie, să nu găsesc eu cuiburi de șoarece în partea superioară, dar voi veni eu în fiecare zi, voi urmări situația și dacă văd că așa o să stea situația, atunci nu mai, gata, o să desfințez înălțătoarele, cel puțin până la primăvară, dar n-aș vrea acest lucru. Bun, cam atât în acest film. Până data viitoare, numai bine!